Ok, slavă Domnului. Bună seara, cu slava Domnului. Ce noutăți aveți? Bună N-am mai vorbit din iarnă, îmi pare că. seara. Da, de mult și ori n-am vorbit. Am vorbit, cred că în martie ceva. Nu, am făcut vreo două Ah, ok. interviuri. Așa. Sistemul public al internetului. Și am dispărut deoarece iarăși e problemă cu starea mea de sănătate. Parcă iată, medicii au dat de urma cauzelor înrăutățirii situației mele de sănătate și parcă am început o lecuire. Chiar 2 zile în urmă am fost pe la un spital aici important din România și în sfârșit parcă medicii au stabilit și promit că totul va fi bine. Mai știu eu, deci mai rău în orice caz nu va fi. Deoarece eu eram îngrijorat că situația mea, începând de pe septembrie-octombrie anul trecut, se înrăutăța treptat destul de repede. Și am ajuns la o situație când destul de greu mi era să lucrez. Necătând la faptul că am avut foarte mult lucru, în primul rând cu dosarele de la CEDO, și am avut și aici vreo două dosare care importante pentru mine și pentru am avut vreo două dosare a clienților mei aici, deci care ca îi reprezentam în baza procurilor ca consilier juridic. Și iată, parcă se finalizează. Și chiar astăzi ne-a pe neașteptat în mare parte de ce am apărut, deoarece am intervenit la ajutorul tău, deoarece iată, am primit un document important pentru mine de la Înalta Curte de Casație și Justiție, pe care l-am așteptat 9 luni de zile. Un fel Aici de și curte supremă din România. da, Curtea Supremă de Justiție din România, putem să spunem așa, se numește Înalta Curte de Casație și Justiție. Deci, slavă Domnului, judecătorii s-au descurcat, am obținut o importantă victorie aici pentru mine, ca avocat în primul rând, ca avocat al baroului Iași și desigur ca avocat din Republica Moldova. Deoarece sunt unul din puținii membri a Uniunii Avocaților din Republica Moldova și totodată pare mi se mai este cineva, vreo două persoane, sunt membru baroului Iași. Până când, cu toate că am vrut să mă mut la București, dar am hotărât să mă mai absent de la această operațiune, deoarece s-au creat premisele să mă întorc în Republica Moldova în timp cel mai apropiat și sper că undeva în timp cel mai apropiat o să vin, o să mă duc acolo, cu atât mai mult că va fi campanie electorală, cred în vară. În sfârșit înțeles că Curtea Constituțională a Republicii Moldova a dat ok la desfășurarea alegerilor, cum îi spune acolo, alegerilor Anticipate. anticipate, da, cer scuze, dar și sper că poate voi aduce și eu un oarecare aport la procedurile acestea de alegeri în campanie electorală pentru a ajuta cetățenii Republicii Moldova să pună la punct justiția în țara noastră. Deci vreau să spun că, iată, am decizia Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova care a examinat recursul meu și altor persoane în cauza penală a mea care am fost condamnat la 9 ani de pușcărie. Și iată, această decizie eu n-am vrut să o aduc la cunoștință mai larg, opinie publică mai în larg astăzi, dar s-au creat premize care că pot astăzi să o aduc la cunoștință și să mai spun următoarele. În 2 săptămâni în urmă am trimis iarăși o adresare Procurorului General al Republicii Moldova, copiile căruia i-am trimis și președintelor Republicii Moldova și conducătorilor instanțelor de judecată din Republica Moldova, despre faptul că cum procurorii au procedat cu plângerile mele referitoare la fabricări de dosare, la situația de la ASA Gemeni și i-am scris procurorului general că, domnule procuror general, eu vă expediez dumneavoastră și colegii mei v-au transmis în mână materialele cu Gemeni, deci mai ales despre situația care s-a creat la Gemeni din februarie 2019 și până în prezent continuă această situație,
Deci, cu încercări disperate celor care astăzi se află la Gemini din 2007, adică echipa lui Plohodniuc să rămână, să păstreze imobile acestei societăți sau întreprinderi sau imobile care de cum conform deciziei CEDO a trebuit să devină proprietatea persoanelor fizice. Procurorul general care primește materialele respective le trimite locțitorului său, care la rândul său le trimite procurorului anticorupție. Iar procurorul anticorupție le trimite acelor de la CNA, iar băieții de la CNA le pun în safeole, le bagă în safeole sau în sertarele lor și le țin mai departe sub pretextul că ei așteaptă decizia Curții Supreme de Justiție în cazul CEDO, în dosarul 1988 din bar 2006. Dar nu trebuia să fie decizia acum, la sfârșit de aprilie? Da, deci Curtea Supremă, și asta este un motiv pe care eu astăzi am hotărât să apar, deoarece ședința următoare a fost amânată această decizie de mai multe ori. Ultima dată am cerut și eu amânarea acestei decizii. Din ce motiv? Deoarece hotărârea CEDO din 18 februarie 2020 și hotărârea CEDO în același dosar, de 11 decembrie 2011, adică diferența de 9 ani, sunt absolut ilegale. Și conform articolul 80 din regulamentul Curții Europene a Drepturilor Omului, articolul 80, Guvernul Republicii Moldova, aflând despre situația care eu le-am comunicat-o imediat după ce a apărut această decizie, hotărârea CEDO, aveau timp de 6 luni de zile la dispoziție să scrie, să depună cereri de revizuire la CEDO acestor hotărâri. În primul rând, protejând interesele statului Republicii Moldova. Și iată, când eu am aflat că Curtea Supremă de Justiție a pus dosarul la ascultare pentru data de, pare mi se, în luna martie, la sfârșitul martie. Eu am scris o cerere ca revizuient. Eu sunt acolo în calitate de revizuient, ca director al cabinetului avocatului Rotaru, care în 2005 administra averile, 60% din averile Gemeni. Ca revizuient, eu am scris o cerere de amânare a examinării cauzei care a fost numită pentru sfârșitul martie, deoarece încă nu se împlinesc 6 luni de zile. Și le-am atras atenția judecătorului, eu în principiu eram sigur că ei cunosc articolul 80 din regulamentul Curții CEDO, din regulamentul CEDO, însă pentru orice eventualitate i-am preîntâmpinat că dacă ei ar lua o hotărâre până a expira 6 luni de zile, de exemplu, agentul guvernamental în aceste 6 luni, care se împlinea undeva la 5 aprilie, iată 6 luni au expirat undeva de la 1 până la 5 aprilie, deoarece eu nu știu precis data. Când agentul guvernamental a fost informat prin Curtea Supremă de Justiție că Petru Madan și Mihai Lupu au depus cereri de revizuire și ei în acest dosar. Și când s-a aflat despre, ei au depus cererea aceasta la Curtea Supremă de Justiție la 1 octombrie 2020, dar și Curtea Supremă de Justiție pe mine m-a informat pe data de 2. Mi-a trimis scrisoarea respectivă, iată, Madan și Lupo au depus și ei cereri de revizuire, în care au demonstrat 100% că cei care s-au adresat la CEDO în 2006 nu aveau niciun drept să o facă. Adică o joc și roi. Și iată, eu am primit această informație pe data de 4 octombrie, și eu cred și agentul 4 octombrie 2020 și agentul guvernamental, eu cred că și el a primit cam în acea perioadă această informație. Și deci, în principiu, termenul de 6 luni expira la 5-6 aprilie. Deci, iată, Curtea Supremă a satisfăcut cererea mea, am înțeles, și ei au amânat dosarul pentru a-l fi examinat l-au pus pe data de 8 aprilie. Pe data de 8 aprilie ei au mai amânat o dată ședința, pentru data de 22 aprilie. Iată, 22 aprilie e joi și ei vor trebui să iau o decizie. Și
Această decizie depinde în mare măsură de faptul dacă agentul guvernamental a depus o cerere de revizuire la CEDO sau nu. Că dacă agentul, și în principiu, Curtea Supremă de Justiție ar trebui să știe acest fapt, au depus sau nu a depus agentul guvernamental. Și dacă nu a depus, ei sunt liberi să îndeplinească în tocmai decizia CEDO, deoarece ea nu mai poate fi revizuită, din motiv că agentul guvernamental, Guvernul Republicii Moldova, n-a atacat această, n-a cerut revizuirea hotărârii absolut ilegale a CEDO. CEDO a emis o hotărâre absolut ilegală din simplu motiv că a fost dezinformată. Și de cei care s-au adresat la CEDO, și de avocații celor care au dus acest dosar la CEDO, și de reprezentanții guvernului pe parcurs a cât 14 ani. De ce? Eu le-am scris la judecătorii Curții Supreme de Justiție că, oameni buni, voi luați o decizie absolut legală, îndeplinind cererea, îndeplinind hotărârea CEDO și aducând situația la SAGM la 20 iulie 2005, adică cel puțin 60% din averile GEMI trebuie transmise în administrarea cabinetului avocatului Ilie Rotaru, iar celălalt averii celor proprietari care își vor dovedi dreptul de proprietate, deoarece acolo este o mare problemă. Cu atât mai mult și sunt foarte mari probleme cu averile care eu le administram în 2005. Toți acești persoane trebuie să-și dovedească drepturile lor de proprietate în fața poate unui instanță de judecată într-un niște procese noi. Vreau să, cu ajutorul tău, prin intermediul posibilităților tale din internet, să printăm pe judecătorii Curții Supreme de Justiție, că ei eu consider că ei sunt competenți, cunosc situația și ei au toate posibilitățile să iau decizii absolut legale și cu posibilitatea ca ea să fie real executată. De ce eu zic asta? Eu am vrut să vorbesc despre, iată, situația în dosarul CEDO acesta, ca a treia întrebare, discutând, iată, spunându-mi opiniile despre această situație, însă tu m-ai întrebat și eu cam am analizat, iată, situația, de ce și însă n-am vorbit absolut nimic despre cele două dosare mele care sunt nimijlocit, absolut legate de aceste vânzolele în jurul averilor SAGM. Iată de ce, și vreau să spun pentru judecătorii Curții Supreme de Justiție, a colegiului civil. Iată eu am primit decizia Curții Supreme de Justiție în dosarul meu, ultimul dosar în baza căruia au fost condamnat la 9 ani de pușcărie. Curtea Supremă de Justiție, judecătorii acestei Curte Supremă de Justiție, din Colegiul Penal, 5 judecători au anulat decizia de condamnare a mea a Curții de Apel Chișinău. Și au trimis dosarul la rejudicare. Dar rămâne în vigoare sentința. Rămâne în vigoare sentința, dar dar nu e executorii. Acum n-ar trebui să te aresteze dacă intri în Moldova. Păi eu de ce vreau, cred că la începutul mai, la jumătate mai, eu o să mă întorc în Republica Moldova, chiar dacă voi fi amenințat cu arestare, cum am fost și în 2019, eu în 2019 am fost reținut, dus la poliție, pe urmă mi-au dat drumul. Și eu cred, dar care e situația? Deci, în principiu, după ce, iată, eu am aici... decizia aceasta a Curții Supreme de Justiție, eu nu arăt prima pagină, deci nu știu, m-am grăbit și n-am luat-o, este expusă pe 80 de pagini, 82 de pagini. Dar ce ai tăiat acolo? N-ai fost de acord cu argumentele sau ce ai tăiat? Ai hașurat? Nu, asta nu are importanță pentru cei ce noi vom spune. Am înțeles. Aici, până aici, iată, până la pagina 71, și iată jumătate de pagina 71, asta se... Curtea Supremă de Justiție a expus aberațiile celor care au scris rechizitoriu, celor care prima sentință au emis și aberațiile Curții de Apel Chișinău. Iată, ei au expus... Da, îi fac inventarul dosarului. Care, ce argumente au adus, așa se face. De la pagina iată, de jumătate... Ca să demonstreze că o citit și că cunosc dosarul și că nu iau o decizie în necunoștință de cauză. Deci eu consider că nu e normal, pentru că nimeni nu citește 80 de pagini până iată la pagina 71, când se începe principalul. Aici, iată de aici, eu de ce am tăiat restul, că eu am făcut mai multe copii
și o să o public pe internet în totalitate, dacă nu au publicat-o acei, nu știu, poate este, dar o să o public, o să vedem, eu o să mă mai... Este probabil pe site-ul curții, dar e depersonalizat, n-apar nume acolo. Da. Ceea ce nu e normal, în cazul meu o să o depunem în totalitate, pe deplin, nu mai trebuie să mai coordonez cu cei care mai sunt acolo învinuiți și necăjiți. Și eu am fost condamnat împreună cu altă persoană. Eu am fost la 9, dar cealaltă la 10, care e în Canada în prezent. Și iată, de aici se începe analiza care critica deciziilor precedente și analiza Curții Supreme de Justiție Judecătorilor. Știi, iată, Oleg, eu am rămas șocat de ceea ce au scris judecătorii Curții Supreme de Justiție în aceste 10 pagini, care începând de la pagina 71. Eu nu m-am așteptat la așa ceva. Ca curtea actuală, judecători de la Curtea Supremă de Justiție, să scrie așa ceva împotriva celor care au examinat dosarul meu până în prezent. Până la Curtea de Apel Chișinău. E ceva pentru mine șocant. Mi-am făcut cruci când am citit aceste pagini și am zis că băi, eu n-aș putea fi scris așa critică și așa concluzii cum au scris aceștia de la Curtea Supremă de Justiție împotriva celor care au intentat dosarul, au fabricat dosarul și m-au condamnat. Iată, eu am scris vreo 40-50 de observații la deciziile, la sentință și la decizia Curții de Apel și iată, eu aici mi-am notat. Curtea Supremă a analizat numai vreo 20, iată, să închipă ei, judecătorii au analizat 20 de greșeli evidente a Curții de Apel și a primei instanțe. Iată aici 20. Și eu aș vrea să citesc acum 5-6 din aceste 20 care ei le-au expus, cred, ca să nu pierdem timpul. Dar dacă iată, instanța nu a fost de acord nici cu sentința și nici cu rechizitoriu, de ce nu a întors dosarul în general la procuratură, la reexaminare? Sau nu putea așa? Curtea Supremă la poate doar la apel să întoarcă. La procuratură nu poate să-l trimite. Mm-hmm. Dar ei puteau să mă achite. Da, asta mm-hmm. e o problemă. Iată, pentru mine, după ce ei au scris asemenea observații, mi-a rămas întrebare. Băi, dar de ce nu ne-au achitat? Mm-hmm. E o enigmă pentru mine. Nu este exclus, unii spun că băi, ei nu puteau, nu, ceva s-a întâmplat acolo. Că eu am avut diferite informații. Eu am avut și informații, ceva s-a întâmplat acolo. Ce s-a întâmplat, nu știu precis, nu pot spun. Există și o opinie că pur și simplu au vrut să mai tragă, să nu le dă în cap tot cu dosarele, să mai tragă de timp, adică tot eu, totuși am, cum zici tu, sentința. Nu a fost anulată. Să te mai țină în șah, să te mai țină departe de viața publică și de Republica Moldova. Deci, iată, sentința asta trebuie tradusă în franceză, 80 de pagini, auzi? Asta o să le dureze lor 3 luni, cred. Nu știu dacă ei o să traducă. Dar de ce în franceză? Păi acela care... Celălalt e străin, am înțeles. Acela e un străin care el spune că nu știe limba, n-a știut limba română, dar el foarte bine știe limba română, dar de poziție la primă, la procuratură el a scris tot în română, cu mâna sa personală și sunt documente, dar la judecată a venit și a spus că el nu cunoaște limba română și a vorbit cu traducător. Și deci, în principiu, ăștia de la Curtea Supremă sunt nevoiți să traducă. Uh-huh. O să traducă câteva luni, după cât eu, o să vedem, poate să mai urgenteze. Și în a doilea rând, deci, ei o trimit înapoi până ajunge la Curtea. Cel puțin anul ăsta nu se termină procesul. Dacă nu punem, nu o să-i grăbim. Poate o să-i grăbesc. Dar și eu cred, asta a fost unul din, dar din altă parte nu-mi vine crede că ăștia de la Curtea Supremă puteau scrie puțin altfel. Adică chiar în general să nu le dă în caz, nu însemne că eu am avut dreptate în tot ce am spus eu până amu, că dosarul e fabricat, că băieții au acționat la comandă, că cei de la Curtea de Apel au luat mită pentru a mă condamna și așa mai departe. Și iată acum, toate spusele mele se adeveresc aici. Deci, de exemplu, tu ai spus data trecută că eu n-am dovezi că cei de la Curtea de Apel au luat mită. Păi bun, eu sunt de acord că nu am dovezi, dar atunci cei de la Curtea de Apel, dacă n-au luat mită, trebuie să recunosc că sunt absolut incompetenți când au examinat dosarul nostru. Și eu vreau lasă-i să aleagă, lasă-mă de în judecată și atunci noi o să vedem. Dar problema constă în aceea că aceste 20 de observații care le-a făcut Curtea Supremă de Justiție se mai completează cu vreo 20 încă de amele care eu am scris acolo. Și ceea ce am scris eu și Curtea Supremă încă nici nu a atenționat, vreau să atenționez că despre ceea ce am spus eu la ședințele de judecată la Curtea de Apel și la instanța de fond, Curtea Supremă aproape nimic n-a scris. Din cuvinte, aici la mine, despre mine nu e aproape nimic.
despre observațiile mele, înțelegi? Asta sunt observații, de la, iată, ultima observație, iată, s-o citesc, una care a făcut-o, nu am făcut-o eu, dar a făcut-o avocatul altului inculpat. Iată ce scrie Curtea Supremă despre, iată, colegiul penal, lărgit, constată și faptul că în cadrul examinării cauzei penale, în ordine de apel, avocatul, nu-i numesc numele, că nu l-am întrebat dacă pot să-i numesc numele, avocatul, în numele inculpatului, adică tot nu-i numesc numele, nu-s eu, a invocat că la dosar lipsește ordonanța de pornire a urmării penale. Primul document. Lipsește. Situații care scrie curtea. Situații care contravine prevederile articolului 274 Codului Procedurii Penale. Da, conform acestei situații, deci dosarul trebuie clasat din start, dacă lipsește ordonanța. Iată ce scrie. Deși potrivit borderoului, auzi, cauzei penale, dosarul se începe cu fila numărul 1, adică este prima pagină. Cu ordonanța privind începerea e scris în borderou, că borderoul se începe cu fila numărul 1, cu ordonanța privind începerea urmării penale. Că din borderou este scris, această ordonanță este. Totuși, la materiale cauzei, aceasta lipsește, fiind numerotată cu cifra 1, adică în borderou. E scris ordonanță de urmări penale, dar real, cu cifra 1, este ordonanța din 11 septembrie 2009 privind fixarea termenului urmăririi penale. Și vreau să spun că acesta nu e unicul document principal care lipsește în acest dosar. Eu am indicat curții de apel și prime instanțe încă 3 documente care lipsesc, principale care lipsesc în dosar. Și nimeni nu a tras nicio atenție la așa ceva. Eu cred că acum... Iacov a tras atenție la ce a zis celălalt avocat. Păi nu, dar ei n-au tras nici atenție, nici aceia n-au tras nici atenție. Am o Curtea Supremă a tras atenție. Am înțeles, mă, te-ai invocat asta la Curtea de Apel, dar ei n-au luat în considerație și doar Curtea Supremă. Care e problema? Ordonanțele cele sunt individuale pentru fiecare inculpat sau împreună erat? Și deci în privința dumitale lipsește ordonanța asta. Nu. Da, păi nu, e o ordonanță pe 7 persoane. Am înțeles, deci și în privința dumitale, ca și cum da. E viciu de procedură, trebuie anulat dosarul pentru că îi lipsește ordonanță. Ei poate din greșeală au înlocuit-o cu altă ordonanță. Nu, că acolo nu e greșeală. Eu consider că acolo au dispărut mai multe ordonanțe, deoarece eu cred că persoanele care au fabricat dosarul ăsta, sau acei care au, nu înțeleg, cineva le-a extras. Au fost falsificat un original, eu cred că documentele au fost extrase, deoarece au fost falsificate semnăturile, inclusiv a procurorului general de atunci. Înțelegi? Da, dar asta e o altă problemă. Deci, să vezi, mai există, așa, aici cu dosarul meu din 2009. Iată, să mai atrag, să știesc ceva, iată ce spune Curtea Supremă despre dosarul ăsta. Și eu de ce zic că iată acest dosar, eu le recomand prin intermediul tău în cazul ăsta, deci avocaților, clienților, celor învinuiți, să atragă atenția la acest dosar, să-l găsească. El are numărul 1RA mic, liniuță 7/2021, adică e 7-lea dosar penal examinat cu numărul din 2021. 1RA, liniuță, 7/21. Și iată avocații și au, eu cred că iau datoria să citească această decizie, începând măcar de la pagina 71 până la pagina 82. Și această decizie arată că judecătorii Curții Supreme de Justiție au început, sunt sigur, să lucreze conform legii. Că dacă ei au scris, ia uitați ce scrie, uite, eu încă n-am văzut așa ceva și nici aici în România nu există așa ceva. Ulterior, stai puțin, iată aici. Așa, prima instanță nu a des, iată, prima, observați, și scrie Curtea Supremă de Justiție despre ceilalți. Prima instanță, adică instanța de fond, nu a descris faptele fiecărui inculpat separat pentru infracțiunile pentru care i-a condamnat.
Noi am fost 4, 2 au fost condamnați, 2 achitați. Dar mai departe, uite, cea mai importantă observație, eu o consider aceasta. În continuare, instanța de recurs reține că instanțele de fond, adică ambele, și cea prima instanță condusă de Dorin Dolghieru și a doua curte de apel, că instanțele de fond, înțelegi? Aici ei pun la îndoială însăși sentința. Și iată observațiile privind depozițiile avocatului, tot pun la îndoială în totalitate sentința emisă de către prima instanță. Iată ce scrie. În continuare, instanța de recurs reține că instanțele de fond nici nu au intrat în esența învinuirii aduse inculpaților. Și atât aici ei aduc un șir de date, atât aici se vede, un șir de cifre. Adică la ce dată s-a emis ordonanța respectivă, documentul respectiv, și aceste cifre ar trebui să coincide toate care le aduc aici. Însă nu coincid, sunt cifre diferite. Așa au fost scris în rechizitoriu. Să admitem, ei spun că cu greșeli a fost scris în rechizitoriu. Ceea ce înseamnă că judecătorii au copiat cu ochii închiși. Adică au pus secretarea sau cine și au copiat rechizitoriu în sentințele emise de ei. Fără a se mai gândi la aprecierea lui. Și Curtea Supremă spune că în principiu mai multe părți din această decizie că instanțele de fond, ambele instanțe numește că au copiat rechizitoriu. Fără să gândi dacă ceea ce scris în rechizitoriu poate fi adevărat. Mai mult ca atât, deci eu am făcut observații la Curtea de Apel și la instanța de fond că procurorii au dus 3 rechizitorii în procesul de judecată, au schimbat rechizitoriul din dosar, sub pretextul că el a dispărut. Și aceasta poate dovedit, este o situație care poate fi dovedit că, în principiu, rechizitorile respective au dispărut din vina judecătorului care a administrat la acel timp dosarul. Iată, astfel, deși rechizitoriul conține date neclare, care nu coincid din punct de vedere cronologic, instanțele de fond au repetat de nenumărate ori aceleași date, constatând de fiecare dată vinovăția inculpaților în baza acelorași circumstanțe eronate, scrie Curtea Supremă despre circumstanțe eronate. Și concluziile instanțelor judecătoriești cu privire la vinovăția inculpaților, doi, pe mine și al doilea, în acest sens, nefiind bazate pe careva probe. Păi ce mai trebuie aici? Iată și ultima care vreau să o citesc. Cu toate acestea, în calitate de parte vătămată pe dosarul penal, a fost recunoscut belgianul Cutare, adică ca persoană fizică. Însă, în conținutul deciziei sale, instanța de apel, adică l-au recunoscut ca parte vătămată pe o persoană fizică, pe un belgian, însă, în conținutul deciziei sale, instanța de apel a ajuns la concluzia că inculpații au cauzat daune societăților, la două societăți economice. Nu, adică nu persoane fizice, dar persoanele juridice. Nu știu de ce ascuns mata numele francezului sau a celorlalți inculpați, pentru că decizia deja este pe site-ul Curții Supreme de Justiție, într-adevăr are mai mult de 80 de pagini, și apar numele tuturor, inclusiv al francezului. Nu, eu m-am, iată cum ai zis tu că poate fi, deci, acolo stersă. Să fii sănătos! Iată, problema constă, deci, să vedem ce o să fac francezul și ceilalți care l-au susținut și l-au învățat ce să fac. Belgianul. Belgianul, da. Cel care vorbește în limba franceză. Deci, iată, eu de ce am vrut să citesc această hotărâre și să o leg cu viitoare hotărâre a Curții Supreme de Justiție de pe data de 22 aprilie, sau poate ei mă considera, posibil mi s-a spus că ei acolo unii zbolnați și așa mai departe, poate vor mai amâna, însă n-ar trebui să amâne atâta la nesfârșit această luare acestei decizii, deoarece situația la Gemeni se agravează pentru unii din zi în zi.
Și iată, astăzi la Gemini mi-i transmit, iată, mi-au sunat vreo trei persoane și mi-au spus că la Gemini nu poți găsi pe nimeni, nu-i nici administrator, nici contabil, i-au schimbat nu de mult pe toți. Ei de acum, timp de un an de zile, au schimbat de vreo trei ori acolo oamenii, deci la Gemini. E un dezastru total și ceva mai vor, iată, în timpul ăsta, cât se amână sub pretextul ăsta, nu știu, iar are o legătură vânzoleala actuală de la Gemini sau cu amânările acestea de la Curtea Supremă de Justiție, dar eu încă o dată vreau să menționez că judecătorii Curții Supreme de Justiție nu puteau lua o decizie în cauza dat mai devreme de 5, 8 aprilie, 10. Ei au amânat pe 22, e minunat. Eu aș spera că ei pe 22 aprilie să emită o hotărâre care să fie cât de cât să fie legală. Iată cum se procedează absolut așa cum au procedat judecătorii Colegiului Penal în cauza mea penală. Cauza mea penală este acolo, are numărul, asta e din 2009, cauza penală. S-a întins, Oleac? 2009, cu număr, are număr 2009-03-66-51. Da, păi, nu, problema costă e că tot să vorbim despre prima mea cauză penală, care eu sunt, iată, 16 ani sub anchete. Și judecătorii Curții Supreme a Colegiului Civil îi rog și ar trebui să procedeze așa cum au procedat judecătorii Curții Supreme de Justiție a Colegiului Penal, lăsând în totalitate, fără reacții, încercările disperate celor care astăzi se află la Gemini să demonstreze că ei sunt cumpărători de bună credință, că nu știu și statul să răspundă cu 100 de miliarde de lei, aberații. Și în legătură cu aceasta vreau să menționez un fapt. Iată, nu de mult, vreo două zile în urmă, am auzit o emisiune, n-am înțeles a cui post de televiziune, deoarece așa, pe neașteptate, unde erau niște, printre care Mihăieș l-am recunoscut, niște experți la care am auzit că schemele acestea a lui Plohodniuc și Voronin și echipe banditești criminale sunt foarte complicate, procurorii nu pot să le înțeleagă și așa mai departe. Eu vreau să spun că nu schemele sunt care le-au folosit Voronin, Plohodniuc și toate celelalte echipe sunt primitive. Ele se bazează pe faptul că la acest scheme sunt implicați nemijlocit, ca complici, ori plătiți din banii acestor grupări criminale, ori sunt însăși membrii grupării criminale care primesc niște bani, nu știe de unde, acolo greu de dovedit, asta da. Dar aceste scheme se pot menține la suprafață numai prin complicitatea procurorilor, celor de la CNA în primul rând, procurorilor anticorupție și procurorilor în general, inclusiv și celor de la Procuratura Generală. Deoarece eu nu pot înțelege, iată, ajung la primul meu dosar penal, foarte interesant situație. Și eu vreau ca, iată, situația aceasta în sfârșit să se termine. Pentru că dacă judecătorii Curții Supreme de Justiție a Colegiului Penal vor lua o decizie în cazul Gemeni obiectivă și legală, foarte mulți vor avea de suferit din membrii grupărilor criminale, că ei vor trebui să întoarcă statului și 1,5 milioane de euro care l-au plătit conform deciziei CEDO din 18 februarie 2020. Ca pagubă morală sau despăgubiri, nu știu. Despăgubiri, venitul ratat. Și aceasta este foarte simplu, nu trebuie să fii tare mare, cu mari studii juridici. Acele despăgubiri pe care zicea Chico că nu o să le plătească și tot el le-a plătit. Da, și le-au plătit foarte repede. Eu nu știu dacă Chico a semnat ceva. După informațiile mele, eu știu că el s-a împotrivit. Dar, mă rog, cine a semnat, de acum poate fi ușor stabilit prin activități de anchetă penală. Da, în decizia asta de la Curtea Supremă, văd că au admis și recursul procurorului, dar procurorului de-am ce mai vrut? Nu i-a ajuns 10-9 ani de... Iată, în ședința următoare, eu o să-i fac recuzare procurorului, o să-i scriu că procurorul ăsta trebuie tras la răspundere penală, că eu știu despre cum a activat procurorul acesta în dosar, este o doamnă,
Deci ea a fost foarte activă. Ea a scris că trebuie condamnat și ceilalți doi care au fost achitați. Iată Am care e înțeles. poziția ei. Inclusiv Deci belgianul, ea, că nu-l văd da. în sentință. Nu, belgianul nu, el e belgianul, e parte vătămată. Am înțeles, e victimă. Da, el e victimă, deci, dar cu ce victimă el este, noi trebuie să stabilească cu organele de anchetă. Eu cred că o să ne stabilim și cu această problemă. Dar Dar nu a expirat procuror, termenul prescripției pentru astfel de infracțiuni, că sunt mai mult de 10 nu, ani. Dar eu nu vreau, auzi, Oleg, eu nu vreau să fii băgat nimeni la pușcărie. Eu o să insist, iată, când o să mă întorc la Chișinău ca judecătorii care m-au condamnat pe mine. Doi, adică astăzi. Dorin Dulghieru și Vecislav Cernăliov. Vecislav Cernăliov, asta a fost procuror care împreună cu alți procurori au fabricat acest dosar. El a devenit judecător, în mare parte datorită faptului că el a împins acest dosar prin judecat. A doilea, deci om care eu vreau să simtă măcar puțin, lasă-i să ducă măcar în avocatură să vadă cum se câștigă banii, cum câștigă unii avocați banii. Deci, Vecislav Cernăliov, Dorin Dulghieru, Silvia Vrabi, nu țin minte acum din repede, pe mână scurtă și Teleucă. Iată aceste cinci persoane, cinci judecători actuali. Un procuror nu știu și dacă la curte, da. Magistrați, da. Eu o să rog, o să fac tot posibil ca ei să-și dea cel puțin demisia, dacă nu să fie destituiți. Eu nu vreau să-i tragă nimeni, cu toate că există toate posibilitățile, adică toate circumstanțele că ei au fabricat acest dosar și m-au condamnat ilegal și nu numai pe mine, dar acolo sunt mult persoane care au scris. Noi am fost 7 în primul rând învinuiți. Ceilalți, tot este interesant cum ei au fost scoși din aceste dosare, au fost dejungate situațiile lor, înțelegi? Și nimeni nu a vrut să spună nimic, auzi? Aici la Curtea Supremă se spune, deci Curtea Supremă așa în tangență spune că iată, trebuie de stabilit ce cu dosarele cele care au fost dejungate. Dar ei nu pun așa probleme. Eu am pus problema asta, dar ei nici nu vor să discute chestiunea asta. Deci sunt o sumedenie întrebări. Deci dosarele legate cu ăsta gemeni sunt o bombă pentru toate, cum spun eu, eșchierul politic din Republica Moldova începând cu anii 2005, de când cruparea Voronin Plohodniuc au început să acapareze averele cetățenilor, firmelor și așa mai departe și să acopere unele crime foarte importante săvârșite de alți membri ai acestor grupări criminale. De ce nimeni nu vrea nici presă să audă, iată, eu m-am adresat la, eu o să mi-i numesc poate odată pe jurnaliști când o să fac o conferință de presă, poate sau o să vedem despre presa care a scris, a încercat să scrie și cum a scris despre presa Gemi, cum a refuzat să scrie despre presa Gemi, începând de la Lorena Bogza până la alți jurnaliști acolo, să nu mai numesc chiar pe toți până când. Dar, iată, și procurorii care astăzi, în principiu, au rămas toți în funcție, care au fost complici la activitățile ilegale, să le spun așa, grupării acestea, au rămas în funcție și ei, prin toate mijloacele, mai ales cei de la CNA și Procuratura Anticorupție, împiedică orice anchetă despre situațiile la Săgemeni, inclusiv și în zilele de astăzi. Acolo sunt implicați băncile, sunt care au dat credite și au luat averea Săgemeni în gaz, știind tare bine că averea aceasta la CEDO este discutabilă. Și acum ei urlă în toată presa, deci că ei sunt cumpărători de bună credință. O să vedem cum ei o să dovedească că ei sunt de bună credință, iar noi o să încercăm să le dovedim că ei sunt de rea credință. Și iată acum, deci eu am avut, despre primul dosar al meu, am avut deci două dosare penale. Primul a fost început la comandă, la rugămintea lui Poroșenko, la comandă și de respectiv Poroșenko l-a rugat Voronin, eu să fiu înlăturat de la Săgemeni și Voronin i-a îndeplinit dorințele și iată, în aceeași zi când a fost restabilită Gemeni, tot la rugămintea lui Poroșenko, mie mi-a fost, la 20 iulie 2005, iată, hotărârea Curții Supreme de Justiție din 20 iulie 2005 a fost declarată de CEDO ilegală și ea a fost declarată ilegală în principiu obiectiv și normal. Numai că cei care s-au adresat la Curtea Supremă, la CED, s-au adresat la CEDO, ei nu aveau drept să adreseze că nu erau proprietari averilor respective. Ei vândus averile lor de 3 ani de zile în urmă.
Trebuie alte persoane să adreseze, care nu se puteau adresa, deoarece erau fugari. Aveau dosare penale. Dar asta e altă problemă și iată mie mi se intentează dosar penal la 20 iulie 2005. Dosarul ăsta se clasează la sfârșitul anului, la 13 decembrie, ultima decizie a fost de clasare, iar peste un an de zile, un an și mai mult, se reîncepe, deoarece Voronin a luat decizie că lui trebuie gemen. Împreună cu Plohotniuc. Și atât dosarul ăsta din 2005 a ajuns la CEDO. CEDO l-a ținut, iată, din 2010, în 2010 eu m-am adresat la CEDO și ei în 2020, 10 ani l-au ținut la ei, că eu cred că a fost rugat și acolo, deci, rugămințele au fost transmise prin reprezentantul Republicii Moldova la CEDO, respectivă persoană care eu mai pe urmă să vorbesc, eu cred că nu o să mă întorc mai detaliat, poate dumnealui o să întoarcă până atunci înapoi la Chișinău. Și atât ce a ținut 10 ani și mi-a respins plângerea. Dar de ce mi-a respins-o? Eu am aflat de la CED, din materialele CED, din decizia lor de respingere a plângerilor mele, din 10 decembrie 2020, cred că ordonanța de clasare dosarului ăsta din 2005 a meu a fost emis încă în 2014. Ce îmi scrie mie? Nu procurorii îmi scriu că a fost clasat dosarul meu. Dar ce îmi trimite reieșit din decizia aceasta a CEDO, care eu am primit-o și am atacat-o, printre altele, cu cerere de... am atacat-o, să vedem ce a să zic CEDO. La Marea Cameră sau cum se atacă? Da, la Marea Cameră, da. Mm-hmm. La Marea Cameră. Am atacat-o, să vedem, le-am scris o plângere pe 20 de pagini, tradus în engleză, le-am trimis-o, de acum am vreo două luni, cred că, n-am nicio reacție până când. Și iată, din această hotărâre a CEDO, eu am aflat că ordonanța în dosarul 2005-03-63-67 a fost clasată încă la 31 ianuarie 2014. Și iată, eu până vreo două zile în urmă nu aveam această ordonanță. Și să vezi ce se întâmplă. Băieții mi-au transmis, acum am găsit, am primit vreo câteva zile, de ce n-am apărut prea mai devreme, am primit următoarele documente, niște documente, adică ordonanță, printre care că în 2007, în dosarul ăsta, mi-au fost ascultate, s-a dispus ascultarea telefonilor mele, a soției mele, a fiicilor mele, ambelor fiicii, care una avea atunci în 2007 vreo 10 ani. Mm-hmm. 10 ani, da. Au dispus ascultarea telefonului. Și erau obligați să vă informeze imediat după ce s-a încheiat asta? Eu asta, despre ordonanța asta am aflat că e absolut nelegal. Adică băieții mi-au trimis că datorită... Neoficial, i-am rugat pe unul să-mi găsească ordonanțele cele. Ce băie, ce s-a făcut cu ordonanțele cele? Care, în baza cărei ordonanță? Eu despre dosarul ăsta din 2005 n-am semnat niciun document. În afară de ordonanța de punere sub învinuire. În 2010. Deci... În 2005, mie mi s-au intentat dosar penal pe două articole, 336 și 190, cod penal. Acum 336 nu mai există de mult, el a fost exclus în general din codul penal și a rămas 190. Și, iată, eu nu știu, dar în 2010, auzi, mi-a fost înaintat învinuire, nu pe articol, nici pe 1, nici pe 336, nici pe 190, dar mi-a fost înaintat în 2010, în baza articolului 191 cod penal, înșelăciune, adică escrocherie în proporție deosebit din noi, partea a cincea. Mi-a fost intentată de către, a fost înaintat în vinuie de către Dorin Compa, procurorul. Și iată, foarte interesant. Deci, anul recent am primit ordonanță de clasare a dosarului penal, iată asta, cu 2005-03-63-67. Auzi? Ordonanța de clasare emis în baza articolului, clasează dosarul pentru infracțiunile săvârșite de mine în baza articolului 336 și 190. Dar despre articolul 191 niciun cuvânt. Și cel mai important că articolul 191 mi-a fost mie incriminat de Dorin Compa. Și tot el că mi-a adus copia ordonanței în care este că Dorin Compa a clasat dosarul ăsta. În baza articolului 336
și articolul 190. Dar de articolul 191, care e foarte important, au uitat. Și acum, și cel mai important ce am aflat, iată, este, mi s-a adus o scrisoare, auzi? Prin care înlocuitorul Procurorului General al Republicii Moldova informează agentul guvernamental că ordonanța, că dosarul penal din 2005 al meu a fost clasat în 2014, în baza articolului 336 și articolul 190. Necătând că învinuirea era înaintată pentru mine în baza articolului 191. Adică dacă a fost înaintată învinuire în baza articolului 191, articolul 336 și 190 n-au nicio rol. Deoarece această pedeapsă pe baza articolului 191 este de 15 ani maxim, dacă nu de 20, nu mai țin minte acum. Deci la pușcărești cuprinde și celelalte două infracțiuni în principiu, în ele. Și de ce, uite, se întâmplă? Că procurorii anticorupției au mințit procuratura generală, șeful lor, viceprocuror, înlocțitorul procurorului general, pare-mi-se domnul Roșca, eu am hârtiile, ce este, n-am. Și adjunctul procurorului general a mințit agentul guvernamental. La rândul său, agentul guvernamental a mințit CEDO. Și ei spun că în hârtiile acestea, care eu le-am văzut numai în prezent, că ei m-au științat pe mine despre clasarea dosarului în 2014. Dar eu vreau să văd, eu o să mă duc, dacă mă vin la Chișinău, o să vin la Chișinău și să zic eu dosarul, să văd și eu. Când, cum ei m-au științat? Că ei nu trebuiau numai să mă științeze prin hârtie, trebuiau să mă chem, să mă pună să semnez că am făcut cunoștință, să ceară scuze de la mine, de cel puțin și așa mai departe. Dar bun, scuzele Dumnezeu cu dânsul, dar ei trebuia să mă întreb pe mine, dar eu sunt de acord să claseze dosarul sau nu, că eu avem posibilitatea să o atac, ce o să-l trimit în judecată. Că ei de ce nu l-au trimis în judecată dosarul ăsta? Că ei, dacă ei au înțeles tare și au făcut a doilea dosar ăsta cu Belgianu. În 2010, ambele, în 2009, dar ei în 2010 au făcut dosarul cu Belgianu. Deoarece au înțeles în 2010, când au încercat să mă aresteze. Că în 2010 eu am făcut conferința de presă, dacă ți-ai minte, la 12 ianuarie 2010, ziarul de gardă scris despre interesele lui Voronin și Plohotniuc la să geme. Și ei a doua zi sau peste o zi mi-au făcut dosar penal. Și ei când au înțeles că au greșit și au făcut un dosar penal și până m-au dus, ei m-au găsit și m-au arestat și m-au dus la Procuratura Anticorupție, ei au înțeles că au greșit și mi-au băgat învinuirile acestea în dosarul din 2005. Până la urmă, ei pe urmă au uitat învinuirile acestea. Și ei când eu în 2010 le-am povestit că ei atunci vreau să mă arestez. Și eu le-am povestit care e situația. Ei au înțeles că dacă ei încep să investigheze, că ei n-au investigat nici, timp de 5 ani n-au făcut nimic pe dosar. Ei se vede că când le-a dat comandă Voronin, ei au intentat. Da, na, dar, ia că i-am făcut dosar penal, cum știi, cu ministrul ăla care a vândut avioanele americanilor, Passat. Mm-hmm. Tot așa, i-am făcut dosar și i-au dus, i-au uitat lui Voronin, ia că i-am făcut dosar penalul Passat. Dar și dosarul făcut de pe oameni cu americanii și probleme, au avut așa și cu s-a dus, cred că i-a arătat lui Voronin, că i-a arătat, i-a făcut dosar penal. Și eu a fost până la urmă nevoit să-l închidă, peste un an s-au trezit și l-au redeschis, dar în 2010 ei nu m-au înțeles că nu pot face nimic împotriva mea pe azi de soare, cu orice ar face, ei iese la Voronin și la Poroșencu și la Plohotniuc. Și băieții s-au gândit să-l folosească pe belgian ca să mă intenteze un dosar penal împotriva mea, ca să aibă posibilitate să mă țină sub control sau, mă rog, că au fost diferite și până și astăzi aici în România eu am avut probleme trase din situația cu de la Gemi. Și iată, deci eu am scris procurorului general, am scris și acum și președintelui țării, iată care e situația. Deci o să vin la Chișinău numai decât o să mă asigur despre unele situații care pot apărea dacă eu vin acolo, dar situația aceasta de la Gemini va trebui rezolvată și de ce eu, iată, cam am expus ceea ce am vrut, dar în timpul apropiat eu o să mă pregătesc mai intens și poate mai mult o să vorbim ce fac procurorii, procuror general, domnul Stoianoglu, aproape nimic n-a schimbat în procuraturi, doamne ferește, și ei spun că ei spun că el nu poate, că nu are împuterniciri, că nu știu ce, că ei trebuie
Procuror general și când cineva încearcă să-i facă observații sau chiar președintele nu poate influența sau fac activității, eu astăzi am trimis în internet o adresare a mea către procuror general și am scris în internet că copia am trimis-o și președintele Republicii Moldova, deoarece i-am trimis președinte. Pentru că președintele astăzi, conform Constituției, numește și eliberează din funcție procuror general. E drept că da, acolo trebuie consimțământul Consiliul Superior al Procurorilor, care este un organ aberant, deci neconstituțional și în general este un organ care nu ar trebui să existe în general, dar mă rog, acest Consiliu a fost băgat de gruparea criminală Plohotniuc în Constituția Republicii Moldova și desigur cu aceste prevedere Constituției trebuie să ne socotim, dar există și alte metode în care poate fi influențat ca procuror general să schimbe practica care există astăzi în Republica Moldova privind atitudinea față de dosarele penale, mai ales că au fost foarte multe declarații, inclusiv și deputații au declarat că 50% din cei care stau în penitenciarul, și ții minte, aceștia de la DAO au fost pe la penitenciarul 13 și au scris că ei au declarat, eu am auzit cu urechile mele declarația acolo, șeful care a fost acolo, șeful comisiei, a spus că 50% din cei care stau la penitenciarul 13 sunt condamnați, sunt deținuți acolo ilegal. Și aceasta este un adevăr pur. Eu cred că mult mai mulți acolo stau ilegal în penitenciarul ăsta și numai în penitenciar. Eu am, iată, chiar și acum am primit un dosar de la o persoană care a lucrat în Franța, 20 de ani a fost în Moldova și când a venit să se întoarcă, i-au spus rudele că el are dosar penal, condamnare pe 6 ani și el spune că nici n-a de unde s-a luat condamnarea asta, că el a fost achitat de tribunalul Chișinău încă și el după achitare a plecat în Franța și mai mult s-a dovedit că peste câțiva ani de zile iarăși i-au reluat dosarul și i-au dat 6 ani de zile. Și de asemenea dosare eu cunosc multe, și nu, dar îți închipă dacă eu numai noi cu tine împreună am început să ne ocupăm cu dosarele penale din 2012, da? Dar îți închipui alți avocați care toată viața câte dosare au ei care sunt fabricate. Noi, eu am făcut cunoștință cu vreo 100 și ceva de dosare și marea majoritate erau fabricate. Asta eu ca un avocat care, mă rog, așa s-a început să se ocupe aproape întâmplător datorită lui Chirva, că mama lui a venit și m-a rugat și s-a dovedit de atunci că ar fi fost bine să mă ocup mai înainte cu dosarele penale, dar situația cu dosarele mele penale nu-mi permitea. Și atât acum eu pregătesc niște cereri în instanțe de judecată de Republica Moldova, să recuperez daunele morale, să recuperez daunele. Doar eu, când am fost izgonit de la Gemeni, eu aveam salariul la Gemeni ca administrator 1000 de euro. Sau dolari, nu mai țin minte acolo. Am documentele respective, am primit timp de 6 luni de zile acest salariu. Plus la ce eu mai aveam venituri ca administrator a cotelor respective de 60% și așa mai departe. Aici, când, în principiu, eu am pierdut foarte mult material, și, dar nu mai zic material, dar moral încă mai mult, dar vom vedea ce vom recupera până la urmă. Vom vedea ce încă va spune CEDO. Eu cred că situația care s-a creat la CEDO va fi obiectul unor discuții importante, eu cred, pe viitor, pentru că la CEDO de obicei respinge 98% din cererile care vin din Republica Moldova. Cam de orice țară. Nu, da, așa, dar aceasta nu e normal. Atunci de ce mai trebuie cedul ăsta? Și ei, dacă chiar admit cererile, apoi încasează de la guvern acolo 3.000 de euro, 1.500 de euro, 5.000 de euro, dar pe guvernul tătă ziua e gata să plătească câte 3.000 de euro fiecare cel că să adresează la cedul, numai să continui practica care au avut-o până în prezent. Dacă și până mai departe va fi așa situația. Mai ales că banii nu se iau din buzunarul celor măcar tangențial vinovați, ci se iau din bugetul public și nimeni nu suferă, nici judecător, nici procuror, nici polițist, nici primar care au dus la decizia asta. Lui Rimski, care l-au ținut 4 ani de zile închisă pe absolut ilegal, i-au dat 3.000 de euro pagubă morală. Ce i-au dat? Păi, da, dați-i măcar 15.000, dați-i măcar 30.000, ca să simt bugetul ăsta, guvernul și așa mai departe. Că dacă, iată, i-au dat lui Ojoc și Roibu 1.500.000 de euro despăgubiri a venitului ratat, iată, a fost o leagă de scandal în presă, cel puțin, și băieții, sau mai, cu toate că, iată, necătând la scandal, au plătit 1.500.000 și băieții s-au împărțit acolo ce au făcut.
Și acum zic că iată, voi rotarul trebuie să aducă dovezi că i-am vinuit, că ei nu știu. Păi dacă o să trebuiască, eu o să aduc dovezi, dar dovezile acestea sunt la suprafață și ele pot fi ușor stabilite ca pe bază de anchete penale. Eu nu știu cât am vorbit. Dacă aproape îmi o spui oră, tot... avem 55 de Da, minute. deci des terminăm. Eu cred că poate mâine o să mai continuăm, o să vedem. Eu o să sun mâine la masă și o să vedem care, despre ce să mai vorbim, că sunt multe probleme. Eu aș vrea să analizăm iată, decizia aceasta mai detaliată a Curții Supreme de Justiție pe dosarul meu penal și decizia CEDO, care a fost dată împotriva mea, adică împotriva a fost respins plângerea mea și faptul cum eu am atacat această decizie, să vedem ce va fi. Dar poate eu aștept mâine o informație importantă de la Chișinău și o să vedem, poate să vorbim despre ceea ce mi-o aduce mâine, astăzi, mâine dimineață, cred, de la Chișinău. Mulțumesc pentru atenție, îi doresc la toți cei care ne-au ascultat și ne vor asculta și ne vor vedea, sănătate și noroc și ții tot la fel. Da, și ne găsiți pe Facebook, pe YouTube și pe alte rețele sociale. Mulțumesc mult, mulțumesc mult, cât mai mult. Eu o să vorbesc în limba rusă, deci despre această situație, dar eu o să filmez poate aparte și o să-ți transmit și ții, deci această filmare. În primul rând ții și apoi urmă la pune. Harașo. Mulțumesc mult. O zi bună.